Tatăl chirurgilor a fost medicul oficial a numai puțin de 4 regi francezi, a tratat numeroase răni produse de arme de foc și de săgeți și a elaborat un detaliat tratat de anatomie umană. A știut să se ferească și de boli și de uraganele politice, scăpând cu bine de noaptea Sfântului Bartolomeu, deși era hughenot. A studiat ingineria de poduri și șosele la București și arhitectura la Școala de Arte Frumoase din Paris. A revenit apoi în țară pentru a întemeia învățământul românesc de arhitectură și pentru a construi clădiri care pot fi încă admirate în București, Sinaia, Galați și Craiova. Cehul a fost atât de obsedat de lumina polarizată încât, pentru descoperirea și dezvoltarea metodei poligrafice de analiză în chimia analitică, a primit premiul Nobel în 1959. Părintele Comisiei Extraordinare pe întreaga Rusie pentru combaterea sabotajului și contrarevoluției, Felix Dzerzhinsky, a definit astfel creația sa și a lui Lenin. Teroarea era singura cale prin care comuniștii își puteau înspăimânta adversarii, măcar de s-ar fi învățat ceva din lecția roșie. Sculptorul Băcăoan este considerat un continuator al lui Brâncuș, el primind din partea primăriei pariziene un atelier de creație în 1983. Domnul Zoom a hotărât să devină regizor pe la 15 ani după ce vizionase de 12 ori la un cinematograf din Piatra Neamț comedia muzicală Volga, Volga. După mai bine de 2 decenii de televiziune în Spania și Italia, ne-a adus în România formate de succes ale unor emisiuni de televiziune. Că televiziunea română a fost o școală, eu aici am învățat să fac televiziune, am făcut Institutul de Teatru și Cinematografie, dar acolo teoria era extraordinară, practica era mai puțin extraordinară. A dedicat mai multe studii importante folclorului, rămânând cunoscut ca specialist în studiul cărților populare. Academia Română l-a primit în rândurile sale ca membru titular în 1941. La bohème, la bohème, vuol dire vivere così. Considerat unul dintre fondatorii etnomuzicologiei românești, a organizat un sistem instituționalizat de culegere și studiere a creațiilor populare din diferite zone ale țării. Pe 2817 cilindri de fonograf, cu 5976 de melodii populare din 289 de sate, ca și 851 de discuri cu 784 de melodii, ce acoperă o arie tematică vastă relevantă pentru folclorul nostru. A scris muzică simfonică de cameră, muzică de operă, piese instrumentale și vocale, muzică pentru film, coruri, dansuri populare pentru orchestră simfonică. A primit titlul de maestru emerit al artei și de 2 ori premiul de stat. Dramaturgul apreciat în perioada interbelică era un client frecvent al cafenelelor Capșa, Atene Palace sau Nestor, alături de boema literară. Nu și-a terminat studiile, câștigându-și existența ca fermier, culegător de fructe, zugrav, laborant, chimist. A găsit în aceste medii tipologii pe care le-a dăruit apoi literaturii în Oameni și Șoareci, Fructele Mâniei sau Iarna Vrajbei Noastre. În anii 80 ne delecta și pe noi românii cu explicațiile asupra universului într-un celebru serial de televiziune. Avea puterea de a ne face să înțelegem cum e construită materia din atomi, tăind cu cuțitul o bucată de plăcintă. Probabil că primii extraterestri care vor afla de existența omenirii vor afla și de el. Lovely fantasy to explore those other worlds that never were. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.